Plus TV, punctul tău de informare. Sigur și echidistant. Creionează-ți traiectoria. 1 Plus TV, direcția ta spre excelență. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit din nou în campania noastră de excelență aici pe 1 Plus TV. Alături de noi în această seară se află președintele PNL Gorj, Dan Vâlceanu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Cum vă regăsiți în această campanie, având în vedere pandemia care este în toi? Cum se desfășoară campania? Campania se desfășoară în condiții speciale, așa cum într-o foarte mare parte se desfășoară și campania alegerilor locale. La această campanie, în schimb, măsurile pe care le-am impus noi, liberalii din Gorj, sunt suplimentare, în sensul în care ne vom concentra mai mult pe o campanie în mass media și pe o campanie online în teritoriu, urmând să avem echipe formate din maxim 2 persoane care vor merge să distribuie materialele pe care, de informative pe care dorim să le distribuim populației, dar cu foarte mare grijă, cele două persoane trebuie să fie cu mască, să îndeplinească toate condițiile acestei perioade, practic. Trebuie să avem grijă și de noi și de cei cu care ne întâlnim. Haideți să recapitulăm puțin listele pentru Senat și pentru Camera Deputaților. Ce ne puteți spune despre echipa formată pentru la Senat? Este pe primul loc colegul Ion Iordache, o persoană foarte determinată și un om care își dorește foarte tare să aducă în spațiul administrativ și politic performanța pe care a făcut-o în activitatea lui în zona de antreprenoriat și care are proiecte concrete, știe foarte clar ceea ce dorește să promoveze în Parlament și o persoană care este foarte eficientă, în sensul în care știe foarte clar pașii pe care trebuie să urmeze pentru ca obiectivele pe care și le dorește rezolvate pentru județul Gorj să devină realitate. Persoană foarte metodică și foarte serioasă. La Camera Deputaților, subsemnatul pe primul loc, vin cu o activitate în Parlament deja pe care oamenii o cunosc. Am avut câteva proiecte foarte importante pentru județ despre care se discută de foarte multă vreme, ani de zile s-a încercat rezolvarea lor. Abia acum s-au rezolvat, pentru că am știut în momentul în care am ajuns în Parlament care sunt comisiile de specialitate importante pentru ca aceste obiective pe care ne-am propus să devină realitate și problemele acelea s-au rezolvat. Aici vreau să vă spun că încă de la primele mele zile în Parlament, având în vedere că am început cu aprobarea bugetului pe 2017 la acel moment, am depus amendamente în legătură cu drumul Târgu Jiu-Padeș și cu uzina mecanică SADU. Acele amendamente le-am reluat an de an pe timpul guvernării PSD, dar erau respinse în fiecare an. În momentul în care Partidul Național Liberal a ajuns la guvernare, atât drumul Târgu Jiu-Padeș, cât și cu majoritatea de capital la uzina mecanică SADU a devenit realitate și sunt două probleme rezolvate în acest moment. De asemenea, m-am interesat despre o problemă legată de reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani pentru cetățenii care locuiesc în zonele de poluare remanentă, practic zonele afectate de lucrările de minerit și producerea energiei electrice. An de zile s-a încercat rezolvarea acestei probleme. Nu s-a reușit anul acesta, datorită faptului că fac parte din Comisia de Muncă. Am reușit introducerea acestor amendamente și astăzi deja cele două proiecte de lege sunt și promulgate de președintele României și mai mult de jumătate din populația județului Gorj beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani dacă au locuit 30 de ani în acele zone afectate de lucrările de minerit și energie și dacă au contribuit 15 ani la sistemul public de pensii. Sunt și alte proiecte pe care le-am urmărit. Unul dintre ce proiecte ați început și vreți să le continuați acum în noul mandat? Aș mai sublinia două lucruri pe care le-am urmărit. Pe de o parte, faptul că am reușit chiar în guvernarea PSD să generez modificarea unui ordin de ministru, Ministrul Sănătății
împreună cu Ministrul Muncii legat de încadrarea în criteriile de persoană cu dizabilități a copiilor bolnavi de cancer, pentru că în momentul în care cancerul stagna, copiilor bolnavi de cancer li se tăia practic indemnizația și am aflat de această problemă de la directorul DGSPC Gorj. Am început demersuri, ca orice alt cetățean eram trimis de la autoritate la minister, de la minister la autoritate. Într-un final, împreună cu Comisia de Oncologie Pediatrică din cadrul Ministerului Sănătății, am reușit atunci modificarea acestui ordin și astăzi copiii bolnavi de cancer beneficiază de această indemnizație chiar până la împlinirea vârstei de 18 ani. Ce ne puteți spune despre situația actuală a CEO? În momentul de față la CEO suntem într-un proiect de program de eficientizare a companiei și oamenii au putut să observe două viziuni. Dacă în perioada de guvernare PSD salariații Complexul Energetic Oltenia au avut parte de personal inclus de plasare, disponibilizări, reduceri de venituri, astăzi, de când Partidul Național Liberal a preluat guvernarea, oamenii au văzut deblocarea fronturilor de lucru, 500 de milioane de euro alocați pentru plata certificatelor de CO2, un program de eficientizare a companiei în valoare de 3,54 de milioane de miliarde de euro și reluarea investițiilor la blocul 5 și la alte obiective importante pentru Complexul Energetic Oltenia. Deci sunt două viziuni total diferite în care una a însemnat blocaj, cea PSD, blocaj și nepăsare față de salariați și cealaltă a Partidului Național Liberal, în guvernarea liberală, în care viziunea este legată de investiții și crearea unui viitor pentru această companie. În această perioadă o să observați tot felul de știri care apar din zona PSD, știri care vor să introducă panică în rândul salariaților, pentru că, așa cum vă spuneam, ei sunt interesați doar să obțină câteva voturi în momentul de față, în prezent, da? Iar noi suntem interesați să creăm un viitor acestei companii. Haideți să vorbim despre viitor și nu să vorbim despre ceea ce nu s-a făcut, să vorbim despre ceea ce se va face. Ce planuri aveți în continuare pentru județul Gorj? Din punct de vedere economic, din punct de vedere al turismului? Da, de ce nu? Județul Gorj a fost un județ ocolit de investiții, fie că vorbim de investițiile private, fie că vorbim de investițiile publice. Dacă vrem să generăm dezvoltare și în județul Gorj, trebuie să luăm modelul județelor dezvoltate. Și odată cu preluarea guvernării, au început, practic județul Gorj a fost repus pe harta investițiilor din România. Avem, pe de-o parte, așa cum vă spuneam, finalizat drumul Târgu Jiu-Padeș, un drum foarte important pentru a genera activitate turistică și, de asemenea, reluarea lucrărilor la Transalpina, probabil cel mai important drum pentru județul Gorj, care va fi terminat în momentul de față, se lucrează, se toarnă ultimul strat de asfalt și se pune în siguranță, se pun parapeți, semne de circulație și așa mai departe, se face trasajul drumului și atunci putem să ținem drumul deschis, chiar dacă sunt perioade de condiții meteo nefavorabile. Acum ați văzut cum vine toamna, cum trebuie închisă Transalpina, pentru că drumul nu este pus în siguranță. De asemenea, ne interesează foarte tare ca în această perioadă, până la finalul anului, să semnăm contractul pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru un drum expres Târgu Jiu-Craiova, care se va lega de un alt drum foarte important pentru România, drumul expres Craiova-Pitești. Deci, practic, în acel moment, odată cu finalizarea unui drum Târgu Jiu, expres Târgu Jiu-Craiova, avem un drum pe care poți circula în siguranță și rapid de la Târgu Jiu până la Pitești, unde intri pe autostradă și ajungi imediat la București. De asemenea, tot în această perioadă de guvernare PNL, alte obiective foarte importante pentru români, chiar dacă nu implică județul Gorj în mod direct, dar sunt importante pentru toți românii, se leagă de autostrada Sibiu-Pitești, care deja a fost începută, deci față de ce am văzut până acum, noi deja am început lucruri la această autostradă, începerea lucrurilor la autostrada Moldovei, da? Și de asemenea deblocarea situației la Lugoj-Deva, unde, vă aduceți aminte, era o nebunie că nu erau două tuneluri pentru urși
și lucrurile erau blocate. Am reușit deblocarea lucrurilor și extinderea perioadei de finalizare până cu 6 luni, astfel încât să nu pierdem banii europeni, sute de milioane de euro pe care România i-a tras din banii europeni pentru această autostradă și lucrurile să fie finalizate. Haideți să facem un exercițiu, să spunem că dumneavoastră sunteți un medic și facem o radiografie a județului Gorj. Care sunt leziunile care pot fi vindecate și care deja sunt... Cred că cea mai mare problemă a județului Gorj o reprezintă plecarea oamenilor din acest județ. Am ajuns să ne plece 10.000 de oameni din județul Gorj pentru că ei nu-și găsesc un loc de muncă plătit decent și lucrul ăsta trebuie rezolvat numai prin, și se poate rezolva numai prin investiții, atragere de investiții private și este evident că se poate dacă ai deschiderea și viziunea să generezi atragere de investiții. Vă dau și un exemplu concret, orașul Rovinar, care a devenit din punctul meu de vedere cel mai important pol industrial al județului Gorj, după ce odată avea activitatea asta de minerit și energie, dar pe de altă parte au reușit atragerea unor investitori privați în oraș prin implicarea primarului, a celorlalți factori de decizie din oraș și pe de altă parte prin faptul că a avut o, mai ales primarul a avut o atitudine proactivă față de investitori și a ajutat cu tot ce putea ajuta primăria și Consiliul Local. Deci este evident că se poate și până la urmă asta vrem să arătăm gorjenilor, că poți să ții copiii, nepoții, să ții copiii și nepoții în județul Gorj dacă schimbi modul de abordare și înțelegi că antreprenorii nu sunt niște infractori, așa cum am văzut până acum că s-a întâmplat în viziunea celor care au condus România până în prezent, ci sunt oameni care pot genera creștere și pot genera dezvoltare în fiecare localitate, sigur. Vă mulțumim foarte mult, domnul Dan Vâlceanu. Aici se încheie campania de excelență în această seară. Ne revedem mâine, numai bine vă doresc. 1 plus TV, punctul tău de informare. Sigur și echidistant. Creionează-ți traiectoria. 1 plus TV, direcția ta spre excelență.